Vrem orașul verde. Acesta a fost mesajul transmis și la Sinaia de copiii grădiniței Floare de Colț, printr-un marș organizat astăzi. De la cei mici până la cei din grupa pregătitoare, înarmați cu pancarde, preșcolarii au strigat lozinci, sperând că semnalul lor va fi receptat de cât mai mulți oameni. Micuții au dorit să atragă atenția adulților că vor să trăiască într-un oraș verde, într-o țară mai curată. Să încercăm să salvăm planeta. Salvăm planeta Pământ ca să putem trăi, să se reproducă oamenii. Să trăiască planeta Pământ pentru totdeauna. Ce nu vă place vouă la oamenii care... Că oamenii răi aruncă gunoaie pe jos. Exact. Nu plantează copaci, rup din copaci, distrug oamenii, fură banii cu care noi ne cumpărăm mâncarea. Doamne Sfinte, eu nu mai vreau asta. Vreți o țară mai curată? Vreți un oraș mai curat? Da, vrem un oraș mai bun. Cură. Și mai bun. Vrem un oraș care să nu aibă oameni răi și chestii din alea care am spus. Pe tot traseul parcurs, cei mici au atras atenția trecătorilor care s-au oprit să-i admire. E viitorul lor. Credeți că este o idee bună să mărșălească, să atragă atenția celorlalți? Foarte bună, foarte bună, fiindcă peste tot vezi numai mizerie, numai toți deschid geamul la mașină, aruncă hârtia pe stradă, coșurile. Asta e excepțional. Ar trebui să meargă în centru, pe undeva. Da, le este mai greu. Și la turiștii noștri, că turiștii care vin în Sinaia, toate gunoaiele din mașină, acolo și le lasă, unde parchează mașina. Marșul a fost ultima acțiune din cadrul proiectului național Școli și Grădinițe pentru un viitor verde, desfășurat la Floare de Colț. Este ultima acțiune prin care copiii vor să arate oamenilor mari ce au învățat înscriindu-se la acest proiect și să le reamintească și oamenilor mari că își doresc un oraș curat, o planetă verde în care să putem crește toți sănătoși. Copiii s-au întors la grădință entuziasmați de tot ceea ce s-a întâmplat astăzi, cu speranța că prin acțiunea lor au făcut o faptă bună pentru oraș.